Zeule cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino stăpâne la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului tău Duh, sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Dumnezeule cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino stăpâne la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului tău Duh, sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Dumnezeule cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino stăpâne la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului tău Duh, sfințește, Doamne, și apa aceasta. Doamne, cu puterea Duhului Sfânt să fie robilor tăi, celor ce vor gusta din ea, sau o vor lua, sau se vor stropi, să le fie, Doamne, spre alinarea durerilor, spre iertarea păcatelor, spre depărtarea tuturor relelor, spre tărie, vindecare și sfințirea caselor. Că s-a binecuvântat în numele tău și s-a preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra Celui potrivit. Cele smerite privești, cela ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacov și casa lui Putifar cu venirea lui Iosif, și în zile venirii tale, Tu, Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dorit mântuirea casei lui Zaceu. Te rugăm, Stăpâne, Doamne, binecuvintează și casa aceasta și pe toți cei, Doamne, care lucrează aici, toți sponsorii, pe fiecare după numele Său,
și le trimite lor binecuvântarea ta din înălțimea lăcașului tău și te rugăm pe tine, Doamne, să binecuvintești și mulțești cu toate bunătățile de pe pământ și în casa aceasta. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, robilor tăi, Doamne, Tașcu, Mugur, Ionel, Stere, Daniel, Crista, Mariana, Constantin, Nicolae, Iancu, Ion, Cornel, Nicolae, Octavian, Dan, Nicolae, și pe toți robii tăi, Doamne, care sunt de față la această sfântă slujbă, pe fiecare după numele Său, cămările lor le umple de tot binele, căsnicile lor în pace și drunele păzește, pe pruncii care s-au povedit crește, tinerețele călăuzește, bătrânețele întărește, pe cei slabi de sufletei îmbărbătează, pe cei risipiți adună, pe cei bântuși de ducă necurată îi slobozește, cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscași și prin aer, împreună călătorește, Doamne, văduvelor le ajută, pe orfanii apără, pe cei robiții izbăvește, pe cei bolnavi tămăduiește. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de cei ce sunt în judecăți, în închisori, în prigoniri și în amar robie, în orice fel de caz de voie sau strâmtoare. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de cei ce ne urăsc și de cei ce ne iubesc pe noi, de prietenii, de dușmanii noștri și binecuvintează pe dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeule nostru și de robii tăi, care sunt pe paturi în suferință în spitale, bătrâni care sunt în azile, copii care sunt orfelinate și nu are nimeni cine se roage pentru ei. Tu însuți pomenește, Dumnezeule, cel aceștii vârsta și numele fiecăruia, că știi, Doamne, ajutorul celor fără de ajutor, nădejdea celor fără de nădejde, Tu ești, Doamne, doctorul celor bolnavi, cel aceștii pe fiecare și cerea și casă și trebuința lui, izbăvește, Doamne, și apără, Doamne, și sfânt lăcașul acesta, țara noastră și toate satele și orașele, apără de foame, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de înăvări asupra noastră altor neamuri și ferește-ne, Doamne, de războiul cel dintre noi. Ne rugăm ție, Doamne, Dumnezeule nostru, și miluiană prin noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Grația ți se cade tută tinia, alăbdarea și înclinăciunea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Tora-și dai maștuieta ietilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne și Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți cei care ne-ați chemat aici, dar pentru cei care ne-am rugat și pentru ficiorii și copiii noștri armâni, iar nașterea Mântuitorului Iisus Hristos să ne aducă, în primul rând, sănătate, pace și liniște și bună înțelegere, fie ca nașterea lui Iisus Hristos să reverse asupra frăților voastre toată darea cea bună, tot darul de săvârșit, iar steaua de la răsărit să ne conducă pe această mare a vieții spre portul fericirii, adică la desăvârșire. Dumnezeu vă da sănătate și într-o mulți ani! Sănătate! Dar e? Icoana e voastră! E voastră! Icoana o aduce o alții. Numai că e lângit. N-ai voie să-i lângit, Domnul. E tineri. Dar nu. 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 Nu
tot cu urările de sărbătorile țin, prea mulți ani. Simt-o sănătoși, simt zbunăm cu iznafii, cu mântâții. Te da de tineri armânii care sunt toate știi mamele. Eu știu că așteaptă multul de la organizațiile astea armânești sus, ca să înveață șciorii armânești, am prota și prota dulce de zbor sau de la dată și de la mai. Că-ți-a mâini încă de la voi, v-am să avem îndrăcumintul și voi de la noi, să știți să apurhim și tora nica un an cu camă multă silă, să ne dăm lucrurile care știu bădarea mâinii cu minte, că-ți-a ne organizăm în suțăți, în au ați atisit la toată cu drag armănească, au ați timp 4 din comitet, 9 din comitet, eu sunt cu Chirața Gheorghe, bănețul afumați și eu în comitetul ăsta de 2 ani, că am avut un nou mandat. Mariana Costea, este secretar și am domnul Mihai Tugearu și Costel Parmazon, mai avem un negativ de pe Tugearu, dar din motive și nu sunt omul care mai era de la susată, știi că arta altă părinie și mai mult când o să fim al doilea mandatora, nimeni din că primordial ar fi să avem un altă față și pentru noi armânii și pentru atâții din nouații, ca să ne cunoască că nu putem să vânăm izolați. Mai mult că timp și libertari, ceva mai mult să ne amestecăm cu milete vânăm. Și atunci curhim un demers de renovare, de achischinisearea oații și pot zic că a fost un mare harau că aflai oameni care nu ne căftai vinerii de la ei și adresele de pământ. Voi să aduc amintea oații de Tașcu, care îl cheamă și Barba, care eu nu știam că ești numai Barba, știu că el de, are dat ți student, mi-a dat student, nu știu ce deosebit, are o firmă de tâmplărie, PVC și astea, se cheamă Avdela. El o sponsoriză cu mâna de lucru care ce înseamnă tâmplărie și îmbrăcarea cu bon. După aia geamlu, sticla, o sponsorizează domnul Zuzu, care este vicepreședinte oații la noi la comitet. Vă spun și valorile. 12.500 de ron, valorile lui... Mi se pare iată plictisitor, dar mi se pare mai mult din isim, de ron Avdela. După aceea domnul Zuzu, 82 de ron pentru sticla. După aceea termobondul, este G-Plus. Este unul armând din Constanța, Mucur Câjul. Tot așa ți-a avut Nicăsescu că-l cunoscui și chiar avem sculți tineri întreprinzători la 30, 35, 40 de ani care chiar cu harau a dragul cu noi ăsta și contribuția lui este cam din 9.800 de ron. După aceea avem domnul Gheorghe Mel de la firma Santa, este și nicuchirul meu și ne-am implicat în materie de construcție și mobilier a oații, în valoare de 9.500 de ron. După aceea este domnul Daniel Budeș, este domnul Stere Budeș a oații, da, te rog frumos, că Alanță, da, și domnul Gheorghe de la oații, și din partea Nicu, Tașcu, este Nicu Verul, care este. Și mai avem 5.000 de ron pentru mobilier. După aia, îmi pare rău că nu vine domnul Crista Toșa, are un firmă de construcții, el demură tot grupul sanitar și refăcut, deci valoarea de 4.000 de ron. Mariana Costea, din secretară la mâna asultată, 2.500 de ron contribuit cu sanitare și grezie și faianță. După aceea avem pe Costel Farmazon, deci care cu permanentă a ajutit de o lună jumate, contribuția lui este mai mult din 2000 de ron. După aceea este Pancă Nicolae, luat de domnul Mihai, luat de Cuscu, așa ții, are o firmă de material de construcții, sponsorizat tot izolația din exterior. Este un Guliu Iancu, liber de Apostel, din Constanța, tot așa este 800 de ron. Și Oane Nicolae, 500 de ron. Și mai avem Stere Cornel, 500 de ron. Peltecu Nicolae prezenta oazii și el 400 de ron.
Octavian Veliote 300 de ron, Dani Bernici 200 și Ivrana Nicolae 100. Tora, nu știu dacă sunt relevante sau nu valorile emisii, important este că a vrut Rămira Mișca și încât tu contribui pentru că oase se desfășoară două activități importante de mine. Ansamblul Bilisterul, s-a drău un grup de inici tineri, elevi și studenți, activează oase și vedeți că mă așa spectacolele care sunt în București sau la televizor, ei apar și dansează. Coordonatoarea grupului este Ianula și tărâi frumos. Așiți? Știu că ești cunoscută, dar e din să așiți. Și mulți din fiori din Filister sunt oase. De aceea, un alt activitate importantă, zic mini, care nu se cuantifică așiții unul cu dau, este cercul de literatură al Alexandru Gica. Alexandru Gica este consecvența, dar în fiecare vineri, el este profesor universitar de matematică și, și spre istorie, face o cercetare care este de a mâini, v-a spus la subiectul care este, și adără ca și vinerea oații, cu un grup restrâns de așiții să citească și să descifrează, de fapt, spiritul acelor care îngrăpsire permanentă. Problema este că noi, armânii, avem oflu aici, cum ziceți, scrierea permanentă. Și mult timp, așa de 50 de ani, să scrieți mult și mult și mult. Chiar sponsor din America, domnul Iancu, deci scrieți foarte mult braț ca să tipărească foarte mult în limba armânească. Acesta este bine pentru că zice că o cultură, dacă nu este scrisă, nu este o cultură civilizată, elevată. Deci noi avem, dar trebuie să avem iusul, cunoștem pentru armânii, moartea armânilor. Tora mi se pare mie că vă zin în... Apriciun. Și... Eu este. Dar cred că m-a cunoscut oară, ți-ți vă zic, vă mulțumim. Profesor Vasil Barba și Tora Uduțu în Parei din Germanie, poate de la Radioul Internațional din București. Spuseră armânii cu Nicu Mare, tu Corșa și tu Hârție, Veia, Văhari și tu Simcă, Țecu, Teatrul Armulescu, Nădeadin, bană armânească, cu lăcările, întrochii, nici ficiori, ia ca voi ce era la teatru, teatri, ficiori, cu pâinca, la Liancu Mataranga, de-a liga oaspeți din Tuxiane, din Germanie, din Franța, tot Balcanul, vreau da să spun. E, mi-i hârzii că ce vizui că azi aveți și un zoo scumpă de voi, Pălcarea de București, că se adun cu preftul Gheorghe Costa Gheorghe.
stânci din munță ia pindură în ele. Ți-l adusești la fior papcăr? La fior, la paplu, marș doar la adusi paplu, dulceni, CD-uri, revisti, cărță, de tot l-a dus și paplu, cât putu paplu îți bagă tot rastul. E, care să aveți și altul ceva să ne întrebați la paplu. Ea întreabă ei, știu, varmânește în vițară, ți varmânește. E, tora, este vrea să întreabă paplu, care sunt dreapte de servarea de azi, cu vără poezii, cu vără colindă, cu vără cântii. Ia să vedem care, care va zis cura noastră. Prota, vedem, cum e numa, care este tine? Al Pablo Mataranga, știi cum? Ianis Matei. Ți mai spui din al Pablo? Un cântec, un poezie, ceva? Aia v-ați adus aminte, nu? Bine, aia Pablo m-a venit și-a aștut straniș cu cârliglu, ți-l portă de la Pablo, Pablo va să da una doar. Bine ați mai ajuns la Pablo, că țări microfoane, adică nu știu, Ius Miciuț, dar mă vedeți că... A, și la Pablo, a, și ce... Care altul v-ați din a oasă, Tora? Hanea! Ia, care v-ați din să-i spun al papu în poezie? Care ești de tine la patru? Cum ți-ai numa? Bine, lasă, v-aș să-i spună de apa. Altul, arasă-mi Ciorghe. V-a le spune ei, s-a star la... Oh, așa e, ajută la urică. Bine? Costa, mănesc Costa. Ia să iau papul. Trebuie să nu poți leagă un cânt, un căzut. O țin cu mâna, avem de care vreau. Bravo, bravo, Costa! Prin odăi miroase bine, acum cal și amărut, viață-ne la ușul pline să-și primească partea lui. Tata este să mai pună apă și muzeț la vacă. Bine, nu știu, 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 bine, nu Ianula, 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 ce va zice un alt Ale Aurelie, alțați și cântă, nu? A? Cântă, mama, cântă? A, cine? Zâsii, al George, zâsii. Cântă, cine? Cântă, cu mama? A? Ei, lasă, când ați crește, mama mare v-ați cântă. Bravo, la patru. Ia, cântă, 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 cum cheamă surioara? Gira. Ei, nu mă fac condus,
Anastasia Ioana. Ia la pasul meu de vară, de la pasul. Pune poezie. Pune poezie. Ie. Dar scriează. Ia, Anastasia, vă ne spun una poezie. Ia, îi cheamă Izihi. Ia, spune, Ana. Liniște! Așa, da, bine, bravo! Bravo, la fata! Hai, Ana! Hai, Ana! Hai, Ana! Ia, noi n-am făcut treabă! Cum? Ana! Bine, Ana! Ana Floria! Hai, Ana! Bravo! Bune! Tania! Trei, hai! Bună poezie! Cântă! Cântă! Trandafirando. Vamos. Este la Pablo? Teo. Teo? Teo. Teo? Yeah.